The seasons come and go like thoughts of you. A venit primăvara, bă, în sfârșit a dat căldura și nu mai trebuie să ieșim cu 7 straturi de haine pe noi. Da, bă, că tot e vremea asta superbă, am zis să vă scot și eu pe voi puțin în natură. Atât mi-am permis eu să vă scot în curtea din spate. Astăzi facem o mică comparație, că tot am pus mai devreme un pul pe comunitate. Facem o mică comparație între viața la țară și viața la oraș. Diferența cea mai mare a putut fi observată chiar în perioada asta cu pandemia. Cu toții ține minte anul trecut în perioada asta când am fost închiși în case vreo 2 luni de zile. Și acum mai nasol că trebuie să fim în case pe la 8, pe la 10, depinde cât de mare rata de infectare în localitatea respectivă. Bă, avantajul a fost pentru cei la țară. Cei la oraș, din păcate, au rămas închiși în blocuri, maxim să-și vadă vreun vecin de scară de bloc și cam atât. În rest, probabil 2 luni de zile având voie să meargă doar până la magazin și atâta, cred că le venea să-și dea cu tavanul în cap. Eh, norocul nostru ăstora de la țară că avem o curte, mai avem și noi cât o treabă de făcut, o buruiană de tăiat, că se vede că tabălările sunt în spatele meu, un câine, o pisică, loc destul de făcut, grătar la iarbă verde, că și așa noi românii suntem maestri la grătare. Probabil unii care stați la țară sigur ați făcut voi așa câte o șmecherie. Profitând de faptul că la țară nu prea circulă poliția așa de mult ca la oraș, ați luat-o voi pe străduțe de-astea pe unde e greu să treci cu mașina și v-ați dus pe când pe coclauri numai să nu mai stați în casă. Vă înțeleg sincer. Lăsând deoparte perioada asta cu pandemia, na, e ceva deosebit. Nimeni nu s-ar fi gândit că se poate întâmpla așa ceva. Hai să vedem diferențele dintre sat și oraș în oricare altă perioadă a vieții. Ei bine, eu care am locuit și la oraș și acum stau la țară, sincer, prefer mai mult orașul, deoarece pentru cei de vârsta mea, tineri, care, cum să spun, au trecut de perioada copilăriei și deja trec de la adolescență la viața de adulți, e mai benefic orașul. Știți, eu sunt de părere că e mai bine, cum să spun, să copilărești la țară, dar restul vieții până mai spre bătrânețe, să locuiești la oraș. Oarecum, când ești copil și locuiești la țară, ești ferit de mult mai multe pericole, ca să zic așa. Sunt sigur că mulți dintre voi care ați făcut școala la oraș, vă luau părinții de la școală până pe la, nu știu, până prin clasa 4-a, 5-a, tot așa, vă luau părinții de mână de la școală sau cu mașina, pentru că, să fim serioși, orașul prezintă mai multe pericole, mai ales pentru un copil. Străzi multe traversat, șoferi idioți care pot să dea peste voi și, na, nu se uită deloc la semafor. Mai erau și clasicii care te ademeneau cu o bomboană, nu știu dacă ăștia mai există în ziua de azi. Așa măcar la țară, când ești copil, ești ferit de mai toate aceste pericole. Nu există, cum să spun, aglomerație, pericolul să fii lovit de mașină, este mai pustiu, nu este nici poluare, adică să fim serioși. La țară e ca și cum ai locuit aproape la pădure. Bine, în general, pe lângă toate satele din România sunt niște păduri apropiate. Curând nu vor mai fi, dar asta e altă parte. Și cam astea sunt avantajele să copilărești la țară. Ești ferit de mai multe pericole și poți avea, cum să spun, accesul la o viață mai sănătoasă, na, ai o roșie crescută din curte, de la tine, mai mănânci niște corcodușe verzi, mai te înveți să te lovești că îți mai dai cu bățul în cap, se mai joacă copiii când îți mici și așa mai departe. Dar din păcate trăim în România și deși suntem cetățeni ai Uniunii Europene, din păcate cei ce locuiesc la țară sunt discriminați față de cei de la oraș. În primul și în primul, dacă locuiești la țară, nu prea ai condiții bune de trai. Și asta, din păcate, este valabil în 2021 în majoritatea satelor din România. Adică sunt sigur că mulți dintre voi care stați la țară aveți drumuri neasfaltate sau pline de gropi, poate n-aveți apă curentă sau canalizare, maxim aveți curent și internet și cam atât, în rest, absolut nimic. Școlile poate că vă sunt varză, profesorii poate sunt mai înapoiați decât voi, că na, având acces atâta la internet încă de mici, ați putut să vedeți cum este lumea în afara satului. Sunt sigur că majoritatea profesorilor de la țară nu se descurcă nici acum, după un an de zile de pandemie, nu se descurcă cu predatul online și așa mai departe. Bine, să nu credeți că și orașul este, cum să spun, raiul pentru cei care deja au trecut de vârsta adolescenței și pot să trăiască acolo fără nicio grijă. Stați liniștiți, la oraș ai mult mai multe pericole, nu doar când ești copil, dar și când ești adult. Avantajul, na, locuind când ești mai matur la oraș, să zicem faci liceu la oraș sau te duci la facultate la oraș sau te angajezi la oraș sau pur și simplu te muți de la țară, este un prim pas în a te dezvolta, pentru că dacă alegi să rămâi la țară la tine, riști să bați foarte mult pasul înapoi, pentru că sunt sigur că mulți care locuiți în comune de-astea foarte
foarte îmbătrânite, ați observat că toți cei care sunt de vârsta voastră, mai mari sau mai mici ca mine, s-au mutat, au plecat în afară sau la București sau la orașele mai mari pentru că nu prea au ce să facă. Așa că eu vă recomand, cum terminați liceul, dacă chiar și înainte de liceu, dacă se poate, când apucați cel mai rapid, mutați-vă la oraș dacă vreți să puteți să vă dezvoltați, fie pe plan profesional, fie pe plan personal. Că în primul și în primul la oraș, mereu educația a fost mai bună ca cea de la sat. Cum am spus și mai devreme, profesorii de la sat se chinuie cu predat online. Așa la oraș, cam toată lumea are smartphone și știe să-l folosească. Iar pe plan personal, în primul și în primul rând, ai oameni mai mulți cu care să socializezi. Găsești oameni cu diferite anturaje. Găsești pletoși de-ai mei, găsești manelari, găsești orice fel de om. Atât îți trebuie. O pasiune, ceva ce să te reprezinte și sigur îți vei găsi 11.000 de oameni pe aceeași lungime de undă ca și tine. Dar din păcate, cum să spun, un stil de viață mai modern și mai, cum să spun, mai grăbit cum este la oraș, poate duce și la diferite probleme de sănătate, nu doar de la poluare și matac albinele. Cum spuneam, nu doar poluarea poate fi un pericol pentru tine dacă locuiești într-un oraș mare, mai ales cum îți Ploiești, București, Cluj, extrem de poluate. Mai sunt și pericolele, cum să spun, bolilor care nu sunt tratabile așa una cu două cu medicamente. Mă refer anxietate și depresie. Unii ați crede că la țară sunteți feriți totuși de anxietate și depresie, dar să știți că și aici poți să dezvolți aceste probleme destul de ușor. Dar pe lângă asta, să trăiești la oraș este mult mai costisitor. În primul și în primul rând, de exemplu, cum e Bucureștiul, dacă vrei să te duci să bei o bere seara în centru vechi, trebuie să scoți minim vreo 8-90 lei pe o bere de asta, pe care în market o găsești la 3-4 lei. În general, mâncarea și astea sunt mai scumpe. Poate doar să-ți iei așa din hipermarket când sunt oferte sau ceva, dar oricum, dacă vrei să mergi la un restaurant sau la o terasă ceva, este mult mai scump. În schimb, la țară, la capitolul mâncare, mai sănătoasă de atât, nu cred că poți să găsești. În primul și primul rând, pe lângă că poți să-ți pui în curte toate bălările pe care vrei tu să le halești sau să-ți crești un animal pe care să-l mănânci mai încolo, o chestie pe care sunt sigur că mulți aveți vecini la țară care o practică, este apicultura. Deci dacă locuiești la țară, e imposibil să n-ai un vecin care să aibă câțiva stup de albine și să poți să-ți iei cea mai bună miere posibilă. Nasol e că dacă locuiești la țară ai nevoie de un strict necesar de supraviețuire. În primul rând nu ai toate condițiile pe care le ai la oraș. Bine, mai nou nici în București nu mai ai apă caldă, dar asta este ceva mai deosebit. La țară ai nevoie mereu de un topor să spargi lemne ca să-ți faci foc în sobă sau dacă ai centrală pe lemne, pentru că nu toată lumea are gaze. Inclusiv la mine, de zeci de ani se zice că vor fi conducte de gaze, de apă curentă, dar nimic și cred că nici în următorii 10-20 de ani nu o să văd așa ceva pe aici. A trebuit să-mi fac eu propriile condiții, hidrofor, centrală și așa mai departe. La fel, transportul este foarte nasol la țară, drumurile sunt vai de capul lor, probabil autobuzele trec extrem de rar, nu doar la mine, ci și în alte părți sigure la fel. Și na, trebuie să ai mașină, un prieten cu mașină sau părinții tăi să aibă mașină, altfel acolo rămâi. Așa măcar orașul îți oferă mare parte din condițiile necesare. Bine, exceptând faptul că în București acum nu e apă caldă și s-a întâmplat și în Bacău acum câțiva ani să rămână tot orașul fără apă vreo săptămână. Măcar, na, cam în toate orașele mari din țară, toate casele au apă curentă și gaze și canalizare, transportul public e extrem de ieftin, atât că e aglomerat și nasol în perioada asta cu pandemia, vara poți să mai mergi pe jos, dar iarna trebuie să iei autobuzul că înghezi de frig, dar măcar la oraș e toate condițiile necesare. Iar pe plan sociabil, cum să zic, orașul este number one, exemplu eu. Ați văzut că mereu când am ocazie să petrec câte un weekend pe la București, m-am dus tun, nici nu mă mai uit înapoi. Când mai am ocazii tot așa să mai plec prin țară, mai fac și câteva poze de le pun pe Insta, aveți linkurile în descriere. Da, asta e. Îmi place să călătoresc, dar cam nasol așa la țară, că nu prea am ce să văd, trebuie să mă plimb o grămadă. Măcar așa când locuiești la oraș, dacă vrei să pleci oriunde altundeva în țară, ai gară, ai și aeroport în majoritatea orașelor mari și te duci oriunde vrei. În cazul meu aici trebuie să merg cu mașina o grămadă pe drumuri nasoale rău. Dar în fine, cum spuneam, pe plan social, de socializare și așa mai departe, cum vreți voi să spuneți, orașul este number one, poți să-ți faci prieteni de orice fel acolo, dacă folosești aplicații gen Tinder sau Facebook Dating,
imposibil să nu găsești pe cineva de acolo. Așa că locuiești la țară, nu ți arată pe nimeni pe o rază de 50 de kilometri. Bă, și cam asta ar fi și pentru acest videoclip, Madame intră soarele în ochi. Vă aștept părerea în comentarii, să-mi scrieți unde vă place vouă mai mult, la țară sau la oraș, de ce, dacă v-ați muta, să-mi spuneți cum este să locuiți la țară sau la oraș. Eu nu am fost cam subiectiv aici și am dat multe exemple cam cum e satul meu. Poate unii aveți sate mai dezvoltate, poate unii o duceți mai nasol ca mine. Eu din fericire n-am animale, poate unii aveți în continuare porci sau găini de crescut. Și ce să mai zic, vă aștept în comentarii. Puteți să mă urmăriți pe Instagram, pagina de FB-ul, server de Discord, cam orice platformă posibilă, dacă vreți să fac și OnlyFans. Aveți toate linkurile în descriere. Sper că m-am auzit bine, că am bătut vântul. Și cam atât. E, vom auzi data viitoare. Ciao, les!